Ultramaraton Galați. Lupta cu autismul continuă la Galați. Zeci de echipe din întreaga țară vor concura și în acest an pentru a aduce o rază de speranță copiilor cu autism. În pădurea Gârboavele pe 1 și 2 aprilie. Probe noi, accesibile tuturor, de la începători în tainele alergării până la cei mai titrați campioni ai României. Eveniment organizat împreună cu Galpol, Asociația Profesională a Polițiștilor Local Galați, Consiliul Județean Galați, Primăria Comunei Tulucești, Direcția Județeană pentru Tineret și Sport și Euroconstrucții. Detalii privind participarea pe pagina de Facebook Ultramaraton Galați. Sumele strânse vor fi direcționate către copiii cu autism. Totodată va fi premiată și excelența în sport. Aleargă pentru tine și pentru ceilalți. Împreună suntem mai puternici.